Ușor am ajuns la 9 și 9 minute. Urmează culinaria în deșteptarea. Brânza bună e ingredientul principal pentru o rețetă cu un mare gust. Rămâi aproape și îți povestim cum poți deveni un mare bucătar la tine acasă. Cu Delaco. Mare brânză, mare gust. Ia. Se fac 2 săptămâni de când sunt la regim. Se simte. Ele se fac duminic. Știi că i-am dat de la o zi la alta, i-am dat microfonul mai tare, tot mai tare, mai tare, ca așa, să... Am remarcat. Și-a pierdut suflu și... Da. Trebuie să mai mănânci niște dulce, Luca. Dulcele îmi lipsește foarte mult, dar astăzi nu este loc pentru discuții de felul ăsta. Dulcele este hrana creierului. Așa este, confirm. Eu sincer. Eu știu că nu mănânc. Încă mai realizez ce mi se întâmplă. Pe lângă faptul că țin regim, fac în fiecare zi mă urc pe eliptică și fac mișcare. Fapt pentru care am nevoie de proteină. Deci sunt foarte atent cu ceea ce mănânc. Adică regim, dar trebuie să avem și ajutați puțină... Ajutați-l și pe Luca cu o proteină. Se urcă pe eliptică și se face mișcare, în sensul că se uită bani stânga, bani dreapta. Ajutați-mă și pe mine cu o proteină. Da, da. Și ideea e că trebuie să iei proteinele într-un fel cât mai sănătos cu putință. Fapt pentru care venim la subiectul nostru de astăzi. Chifteluțe din mazăre și cașcaval de sandwich de Laco. Când e ziua ta? A fost. Și nu va mai fi sau ce de ziua ta? La anul. Pe 15 martie. Pe acum de-abia s-a dus. Ce să mai faci? Da. Ideea e în felul următor. Ai avut ghinion. Da. După mine mă preocup acum să mănânc și mai sănătos, mai fără prăjeli, mai fără... Știi ce zic? Da, văd. Și chifteluțele astea pot fi o soluție. Mazăre cu cașcaval? Da. Cum le faci? Odată că sunt bune și pentru cei care țin... postul ăla... Semipostul. Mai lejer. Da, da. Că și eu, de exemplu, mi-am propus să țin regim pe durata postului, adică cumva... Ai intrat într-o zonă în care nu cred că... Da, dar sunt oameni care țin postul mai doar mic. Fără carne. Da. Știi? Sunt? Și atunci pot mânca, de se exemplu... Se cheamă vegetarieni. Și țin un post mai lung. Da, da. Deci pentru cei care ar vrea să țină postul, dar nu reușesc, există varianta de fugă cu lactate. Exact. Gata. Și cât de cât ești iertat. Măcar am încercat. Gestul contează. Deci că am prieten care țin postul așa. Sunt convins. Da. Și cu lactate. Da, cu lactate. Și se simt foarte bine, sunt ok. N-au păcatele chiar atât de mari. Se simt... Păcate mai mici. Așa, iertabil. Bun. Rețeta este foarte simplă. Da. Se folosesc 300 de grame de mazăre la borcan, la conservă, nu proaspătă. Sau dacă e proaspătă, trebuie să o fierbi. Și atunci de ce să-ți bați capul? Direct la borcan. Conservat. E foame rău, săracu. O scurci. Da. Așa. Da. Și o pui într-un blender. Dinpreună cu 3 căței de usturoi, un praf de sare, un ou, 3 linguri de pesmet și busuioc proaspăt sau uscat după deci gust. Deci faci un pesto de mazăre. Dacă sau alte mirodenii. Dacă deci cineva a inventat pesto de mazăre? Cumva ajungi într-un... Da, dar nu puși nuci ca să fie pesto până la capăt? Nu, serios. Să știi că n-ar fi rău. Da, și faci pesto de mazăre, serios. Să încercați să puneți și nuci. Și știi ce aș pune acum? Aș pune leurdă, nu usturoi, că e perioada leurdei. Da? Da. Și ies și mai colorate. Da, așa e. Pui în loc de busuioc proaspăt leurdă. Bravo, Vlad. Deja ai emancipat rețeta. Da. Și le blenduiești. Îți rezultă o pastă. Evident. Și în această pastă adaugi ulteriorman cașcaval de sandwich de la Coras. Da. Și o ceapă verde tocată mărunt. Una, două, depinde. Și faci chifteluțe și le prăjești. Umezești mâna și faci chifteluțe cum se fac chifteluțele. Mhm. Și nu le prăjești în ulei. Le pui la cuptor. Okay. Pe hârtie de copt. Uh-huh. Le lași vreo 10 minute și după ce devin rumene așa, le întorci pe partea cealaltă. Și se mănâncă cu cărnitură de mici. Și asta este o metodă foarte bună de a mânca sănătos chiftele, fără prăjeală. Fără prăjeală, da. Așa este. Bun, băi, mi s-a făcut foame. Dar un sos ceva nu merge? Cașcavalul ăsta... Da. Un sos iute, ca să mai ia gustul de mazăre. N-am ajuns la partea de servire. Ajuns la sus. Hai mă puțin, că suntem la... Iartă-mă, Luca. Ideea e că acest cașcaval... Ești prea lent pentru... De sandwich... Stai, puțin. Cu ce cu el? Are un pic din mozzarella. Da. Adică... E mai elastic. Exact, e ceva mai elastic și e foarte mișto în compoziția asta de...
Da, că leagă. Chiftele. Că leagă și le face mai savuroase. Mi-e foame, mă iertați. Da, și mie mi-e foame rău. Am mici dificultăți. Și asta. Le mănânci pe urmă, poți să faci din ele, să le pui în lipie, să le mănânci ca pe falafel. Falafel. Știi? Ce tare. Cu puțină salată, cu un sosuț. Poți să le servești cu fel de fel de sosuri sau poți să le mănânci ca tare cu o salată, mm-hmm, cu cartofi prăjiți dacă ești rupt de foame. Da, pentru că de aia nu le-ai prăjit în ulei ca să prăjești niște cartofi în ulei. Bine, cartofi copți, na. Da. Sau cred că ar merge foarte bine cu jumări de cartofi. Cartofii care mai întâi se fierb în untură și după aia se prăjesc în ulei. Ca să și compensezi toată... Da. Pentru că ai economisit uleiul de la chifteluțe și atunci poți să-ți permiți și împluși niște untură. Păi deci Luca, Luca a vrut astăzi să-și spele toate păcatele sau măcar o parte dintre ele. A venit cu rețeta asta, cu și chifteluțe, cu mazăre, cu cașcaval, frumos, fără... Într-o zi de post. Ce am făcut. Bă, nu l-ai lăsat deloc. Da, deloc. Bravo, Luca. Și dacă nu ești regim pentru voință. Da. După de asta, dacă îți mai rămâne ceva cașcavaleto, cașcaval de sandwich de la Delaco, faci niște sandwich-uri super bune. Da, tăticule. Da. Să încheiem totuși cu tradiționalul. Poftă bună la cafeluță. Când vine vorba de bucătărie, nu e bine să fii zgârie brânză. La Culinaria ai avut o rețetă de mare inspirație, pregătită de Vlad, George și Luca, oferită de Delaco. Mare brânză, mare gust.